La finalul discuției, Moro are o stimă de sine foarte scăzută și multe dubii în privința oamenilor din jur. E prima săptămână că m-am trezit pe toți, atunci zic, dar vreau să... Hai, termină, măi! Sau... Nu, măi, Moro, crede-mă că dacă nu erai un om bun, crezi că noi stăteam numai așa de complezență pe lângă tine? Eu am fost înfermasă de când am făcut prima măsurătoare la seră, frate, când erau bolovanii imenși, când era o zăpadă de 1,5 m. Am fost primul care a făcut lucrurile astea. Am pus temelia la tot ce înseamnă fermă până acum. Eu am pus temelia împreună cu colegii mei. Așa că cred că sunt în măsură să pot să dau niște sfaturi. Dar niciodată nu am impus cuiva să facă ceva. Eu voi spune oamenilor să mă voteze să fiu servitor și prima persoană care o duc va fi Cătălin. Pentru prima oară sunt nevoia să mă duelesc pentru oamenii mei, frate. Pentru confortul nostru, pentru echipă, în mod special, mă simt responsabil că sunt eu ăla care trebuie să-i protejez, eu fiind cel mai puternic, și este o responsabilitate morală pe care trebuie să o fac. Eu când eram prieten cu Brigitte și cu Ioana, bă, tati, numai la ureche îmi vorbeam, parcă simțeam că, nu știu, parcă eram o grădiniță, frate, parcă așa aveai senzația, știi, că zice că... Bine că acum am învățat să dea bilețele. Da, am văzut că am mai cu bilețele. Ce vă deranjează? Nu, dar zic așa, dacă ai tupeu să zici ceva, zi-o cu voce tare, de ce te ascunzi? Eu tot timpul zic. Da, ok, ne dăm mesaje prin bilețele, corect. Și ei fac același lucru. Dar nu poți să vorbești cu mine ca și cum n-aș exista acolo. Ai ceva să spui, spune-mi în față. Fetițo, poate hai să-ți vezi de treaba ta. Păi, da? Nu știu, mă, serios, dar dacă hai să-ți vezi de treaba ta și evită-mă, te rog frumos din momentul ăla. Păi, nu, serios, dar să... Ai face bine să mă eviți din momentul ăsta. Și am încheiat subiectul. Dar de ce? Mă bați sau ce? Păi, nu, acum chiar sunt curioasă. Of, Doamne, e greu să pricepi anumite ironii, dar te las în pace. Păi, dar nu, păi da, tocmai, aș vrea să... Bă, tu chiar vrei să te ceri cu mine, lasă-mă în pace. Ceartă cu cine vrei tu, cu bune de tare, nu cu mine. Dar eu nu mă poftim, dar eu mă cer cu tine. Și atunci stai și lasă-mă dracu în pace, că n-am venit să stau să mă cer cu femeie. Dar eu am spus ceva. Oh, fă-mi un rezumat și ne-au zis mai târziu. Vreau să înțeleg că toată lumea, eu sunt Cătălin Zvonândescu, nu mă las călcat în picioare de absolut nimeni, indiferent în ce situație mă aflu. Nu mi s-a părut că a fost un de glumă, ci unul foarte serios. Nu putem să stăm așa în casă cu un astfel de om care a creat o tensiune în fermă și ceilalți s-au aliat lângă el și abia acum am văzut câtă răutate au fratele meu. Eu am lăsat să curgă discuția pentru că dacă mă băgam și nu, eu, nu era ok. Nu. Eu știu că Moroșanu are un plan secret, sper că îl va pune în aplicare și sper că îi va reuși. Lasă că mă duc cu el. Lasă că nu faceți probleme, îl scot eu scot. Nu mă interesează câte săptămâni mai stau, pur și simplu simt nevoia de dreptate, să fiu dreptate în fermă. Mă duelez eu cu el, după ce este meu duelul ca oras, mă gândim, mă uitați toți servitori și mă duelez eu cu el. Și dacă pleci, ce facem Moro? Dacă... Bă, măcar încerc, frate. Și dacă pleci, ce facem? Că nu-mi pasă. Și dacă pleci, ce facem? E liderul și e prietenul ei și e nu știu de ce nu-i luat apărare. Păi, dacă știa care e dreptate. Păi. El să spune în spatele femeilor, să-l apere femeile. Că nu e stare. Păi. Nu e bărbat. Bărbat. Aici nu mai sunt oameni. Pare rău. Te rog eu. Hai că, na. E urc să-ți pat urât ca la ea. Scuză-mă, dar același lucru l-a făcut în arenă atunci cu mine. Da, dar eu am dat-o că, bă, e tensiune, pana mea, suntem sportive. Adică știm cu toții în ce lume venim, din gură și picioare în cap. Dar mi se pare prea mult. Hai, Molo! Asta e ghilotina! Haide! Bă, mai dai și-o dată din gură! Hai, ghilotina, hai! Calmează-te! Ce dacă e ghilotina? Calmează-te! L-am ștrangulat? E lupta ta, ți-am zis. Bă, dar l-am ștrangulat! Bă, dar n-avem voie și noi. Stop în momentul ăsta. Acum nu știu ce să cred și îmi pare rău să văd că un sportiv, un luptător de-al meu, are astfel de ieșiri, ceea ce nu mă așteptam. Mă dezamăgește clar. Mi-e silă să mă duc în casă, nu? Știu! Și eu acum chiar mai venit să mă și mai pictez ce mai fac, ce mai... Deci, băi, nu vreau să mă duc în casă, frate, vreau să stau aici. Am ajuns să mă simt străin în propria mea casă, că pot să spun că în ultimele două luni ferma este casa mea. Nu mai puteam suporta tensiunea de acolo și toți oamenii care se află în cealaltă parte. Dar unde sunt ceilalți? Doamna Trăier, mă o să-i strixăm la masă. Mi-au luat locul de întâlnire. Moro! Da? Hai la masă! Vinem mai târziu, că mai avem treaba aici.
oarecum găștile s-au spart definitiv, deja se mănâncă separat, nu se mai mănâncă împreună. Au refuzat chemarea la masă. Nu-i mai băgat seama. Păi tu întâlnesc bestia și pe urmă tu fugi. Mama, mă papă bestia. Ce dracu a făcut? N-a făcut o șmecherie. Băi, nu mai e uman ce se întâmplă aici. Deci nu mai e uman. Oamenii ăștia sunt atât de răi și atâtea chestii care se întâmplă. În momentul de față se ia totul personal. E, plângăciuși ăștia mici care și-au pierdut tățica în zăpadă. Ce dracu? Echipa invincibililor, aia care își asumă războiul și călduc și, de fapt, fug la mami și la tati, că îi bate vecinul la funduleț. Am încercat să lupt și eu cu același lucru care luptă toți. Eu, în momentul ăsta, da, corect. Ce, le-ai ciudă că sunt de echipa voastră? Da, mă, sunt cu echipa voastră. Și care-i problema? Cântăreață, cântăreț, clubber, femeie de face. Că mă, stai suntem noi. Ce sportivi? Sunt singur sportiv din echipă. Ei sunt sportivi de performanță. Și fug de duel. Niciunul dintre ăștia trei n-au un duel. Cât pot eu săptămâna asta îi protejez de săptămâna viitoare? Se vor descurca singuri. Pot să întreb și eu. Servitorii, nu trebuie să spele vasele? De ce să le spună tot noi? N-a spălat deloc. Păi cu cine să vorbim dacă nu fermierul șef? Sunt vase de la prânz nespălate. O parte le-a spălat camara. Să noi. Păi de ce să le spălăm noi? Nu te supăra că zic. Adică, după ce m-am păi... O să vină Diana și după ce mâncă, probabil o să se spele. Rămân acolo și trebuie să se spele pe urmă, nu? E un joc care, în care se sapă unii pe ceilalți, încercând să saboteze inclusiv sarcinile comune.